De ce sunt tinerii atrași de Clara? Pentru că Clara este un spirit contemporan, are o carisma actuală, ne vorbește în ciuda celor 800 de secole de distanță. Clara este o femeie puternică, o revoluționară, iar faptul că este o revoluționară este ceea ce îi atrage cu adevărat pe oameni. Eu una am fost impresionată de carisma ei. Mă aflu aici, în Israel, în Ierusalim, la Mănăstirea Sfânta Clara, tocmai pentru că sunt atrasă de ea, de carisma ei. O chemare și o vocație pe care tânăra Clara din Asisi, care a început-o în urma mărturiei Sfântului Francisc, a fost un dar prețios pentru umanitate, un adevărat exemplu și pentru Federica. Santa a davvero creat. Sfânta Clara a creat cu adevărat un spațiu deschis, a lărgit cămara inimii sale, așa cum o numea ea, pentru a ajunge la tot mai mulți oameni. Aceasta este dorința pe care o port în inima mea, să ajung la întreaga lume prin rugăciunea mea, pe urmele lui Isus cel sărac și răstignit, de care era atât de atașată. Era inamoratissima era anul 1884 când 14 surori sărace ale Sfintei Clara, sub conducerea maicii Elizabeth du Calver, au părăsit Franța pentru a întemeia o mănăstire în Țara Sfântă, mai întâi la Nazaret și după patru ani la Ierusalim. Ierusalimul este orașul sfânt în care se contopesc rădăcinile noastre, dar este și un loc în care se contopesc atâtea răni. Iar a fi o prezență de contemplație, rugăciune și viață dăruită din iubire este o misiune foarte prețioasă, pe care clarisele împreună cu atâtea alte mănăstiri o păzesc aici, în Ierusalim. E, la nostra a Gerusalemme come monastero, e, de pregare. Misiunea noastră în Ierusalim, ca mănăstire, este de a ne ruga, așa cum spune Evanghelia de astăzi, să rămânem în Hristos, să-i dăm timp Domnului. Mănăstirea noastră este una contemplativă, care acordă spațiu în acest timp ascultării cuvântului lui Dumnezeu. A rămâne nu este un lucru static, ci un lucru profund, foarte real, care dă roade în timp. E rimanere, rimanere non è una cosa statica, ma è una cosa molto profonda, molto bella, che con il tempo porta frutto. La Ierusalim, trecerea Sfintei a fost sărbătorită cu primele vespere, care au fost prezidate de părintele Francesco Paton, custodele țării sfinte. În mesajul său, adresat surorilor Clarise și celor prezenți, părintele Paton a amintit trei părți din regula Sfintei Clara, care dezvăluie natura radicală a vieții evanghelice, întreprinsă cu curaj și determinare de Clara și de surorile sale. Al tempo di Francesco e Chiara, în vremea lui Francisc și a Clarei, multe institute monahale mergeau la papi pentru a cere să fie scutite de anumite aspecte solicitante ale vieții religioase. În schimb, Clara a cerut ca un privilegiu să poată trăi săracă și fără privilegii. Astfel, Clara, pe tot parcursul vieții sale, va încerca să păstreze acest mesaj, acest testament pe care Francisc îl transmisese și îl dăduse, iar la sfârșitul vieții sale l-a dat și chiar în ziua dinaintea morții, a primit de la Papa Innocențiu al IV-lea aprobarea regulii și privilegiul sărăciei. La de la regulă e del privilegiu de povertate. Sfânta Liturghie Solemnă a fost prezidată de, prea fericirea sa, Pier Batista Pizzabala, Patriarhul Latin de Ierusalim, în prezența mai multor episcopi, preoți, precum și a Consulului General al Franței și al Italiei și a numeroși credincioși. În omilia sa, patriarhul a subliniat că Sfânta Clara a fost o femeie puternică care a ales în mod radical să-și dedice viața săracilor lui Hristos, lăsând deoparte bogăția, reputația și familia. O femeie extraordinară care nu s-a îndepărtat, ci a rămas unită cu Cristos în rugăciune, căutând să asculte șapta Domnului. În viața consacrată propusă de Francisc și de asemenea propusă de Clara, ceea ce este central este relația cu Isus. Pentru a o spune folosind vocabularul lui Francisc, este esențial să vedem cât de mult rămânem pe cale, pe urmele lui Isus, sau pentru a o spune folosind vocabularul Clarei, să vedem cât de mult suntem capabili să alergăm după Isus, așa cum o mireasă îndrăgostită aleargă după mirele ei.